Salutare, băi, și bine ați venit la un nou episod. Ei, uite-te ce am făcut, ne-am reîntors pe One Tap într-un final. Vă aștept și pe voi, am să încerc să pun tot în descriere, link-uri, IP-ul de la server și una alta. Uite-te ce m-am gândit. Dacă tot a trecut atâta timp, vreau să mă duc la firma de securitate unde am lucrat noi mai de mult. M-am îmbrăcat frumos. Haide să vedem dacă patronul e acolo, că până la urmă n-ai avut nimic de pierdut. Deci, să nu uitați de butonul de like și subscribe. Săptămâna asta o să fiu plecat până vineri, nu, până duminică, scuze. Și poate nu o să fie hot ce vă doriți voi și așa mai departe, dar încercăm. Bun, băieți, noi imediat ajungem. Hai să vedem ce va fi, cum va fi și da, ce zic. Bine a revenit pe One Tap, Happy. Azi belicioca. Glumesc. Hai că am ajuns. Uite-te aici, oare ele? Hai să-mi închei mașina. Salut. Mă auzi? Domnul? Domnul, dacă e. Nu știu pe unde-s băieții. E asta, pe o dormit în somn. Mai nou, o dormim și în somn. Bă, parfumată-s, îmbrăcată-s. Cum, ce ziceți? Frumos, a? Salut, pe domnul Anu, șeful... Așa, domnule, eu sunt aici. Iată, mă. Ia zi, domnule, cine ești? Da, mai știi pe Alex? Am Alex. Avut la un moment dat un contract cu mafia rusă. În care... Acum un an de zile. Da. Ce e cu Alex? Cam eu rusă. Nu cred că tu ești Alex. Te-ai ba da. Oraș? Salut. Copilul? El e fiul meu. Ah, încântat. Cum te cheamă, fecior? Mișu. Ce faci aici la mine? Mă, am venit până la taică, că tot să văd ce mai facem. Haide sus, haide sus. Da, oamenii tăi? Sunt pe teren, la servicii, la pază, la tot felul de joburi. Mai merge treaba? Merge. Bun, haide. Atunci. Uite aici, dacă vrei să bei o cafea. N-am mai fost aici... N-am mai fost aici de mult timp. Cât a trecut? Păi să fie vreo... 7-8 luni, cam așa. Hai că m-am luat un cola. 7-8 luni, cam așa. N-am ce face. Am dispărut. Mi-am căutat alte treburi prin alte orașe. De când s-a desfințat rusa. Ce te aduce pe aici? Bă, putem vorbi în 4-8 numai? Da. Am înțeleg da, că... Știi de ce am venit? Îmi dai și mie niște papuci? Da. 50 de mii dacă ai... Păi știu câți ani ușor ai. Că observ că ești cam micuț un pic. Am 14 ani. 14, mulți înainte. Mulțumesc. Păi și care norocos să bun? Stai că te... Da, nu. Vorbim noi după aia. Mulțumesc. Am. Norocoașa, cea română și-a trezit de jos. Dar norocoașa, orice vine așa e prin oraș. E, oricum sunt mai, e mai bună decât nevestele care le-ai avut tu. Hai, nu să vorbim ceva. Da, și tu dacă e, nu mă retrag. Mă așa, hai, mă! Du-te și joacă-te acolo la joc. Hai, pa, te pup, tati. Pa. Păi ce s-o cresc cu copilul, mă? Prea mare. Ui. La gagici. Poți să las ăsta aici, doza? Hai, mergem acolo să nu ne audă nimeni. Dar cine e din norocoasa? Nu mă, nevasta ta, mă. Cine-i? Că nu m-ai prezentat atunci. E plecat în Italia, o să se întoarcă în câteva zile. Nu, e bun atunci. A fost plecat mereu în perioada asta, dar se întoarcă. Mm-hmm. Hai, de zi. Măi,
Știi de când a murit aproape toți membrii din Malferus, ce s-a întâmplat după aia? Da. Bun. Am luat un avion repede, am plecat, n-am mai dat de nimeni, mi-am aruncat telefonul, bagajul și salut. Ideea e care? Am hotărât să revin un pic înapoi, o să sperăm că definitiv. Și primul om Caut la un loc care de am... muncă, să înțeleg. Da, mai pe scurt, da. Voi aș avea ceva pentru tine așa de început. Mai ai? Numai că trebuie să te reintegrezi în echipă, ca să zic așa, că să vezi că sunt și oameni vechi și oameni noi, lumea care te știe, cei noi care te știu trebuie să te învețe. Păi și aia vechi că mai a rămas pe undeva? Mai sunt și ăștia vechi, o parte au plecat, au renunțat la noi, alții au mai rămas. O să vezi că o să te întâlnești cu cei vechi, cu Radu, cu Vasi. Da? Da, o Mă să vezi bucur. specia. Și Mă o să vezi că dacă te integrezi în echipă, o să putem înțelege. Mai pot să încerc, să dai seama, că mai bine și cu aia vechi, na, mai bătrân, mai... Bă, știi ce o să fie? Că vreau să vizitez mormântul, dacă mai știi care-i. Nu știu dacă... Vrei să-l vedem acum? Păi nu, acum, dacă ai loc... Hai până acolo să vedem. Haide. Unde găsim? Nu știu dacă pot trecut oricum multă vreme. Stai o secundă. Te mai ocup cu omorire și de alea? Nu prea, dar avem oameni pentru treaba asta. Oh, e bun! Eu, Ați... sincer, cu mâinile m-am cam spălat de mult pe mâini. Am oameni care fac treburi pentru mine. E... Păi și cu banii cum ai ajuns? Că văd că ți-ai cumpărat asta de naiba. Păi avem sediu, avem avion, avem elicopter, avem mașini, avem ATV-uri. Mult au trecut. La noapte așteptăm să băgăm un poliț, ceva special frumos pentru băieți. Avem tot Frumos. ce trebuie. Haine noi. Scuros cu oamenii pe unde sunt. Păi Păi aia nu sunt vechi. nu ce să-i vedem. Sunt la pază acum. Avem niște contracte cu câteva organizații din oraș. Și le păzesc casele. Mai avem și poziții de bodyguards care stau și păzesc diferite persoane de prin oraș. Da. Hai Bă, ai descurcă-te. ajuns, ai ajuns. Din câți ați fost atunci când ați fost la noi la casă? Eu cred am vreo 6? 4, 4, 5. Cam așa, n-ați fost tare mulți. L-am salutat pe dânsul când a venit, dar... Dragoșe, a adormit tot. Ai tu mașină sau vii cu mea, cu a mea? Cum vrei tu, hai Aia cu a încoace. mea. Nu te mira de unde am. Poți să intri, stai un pic, are probleme la... Plătim, nu e problemă. Așa, ia uite de acolo pe GPS-ul ăla. Ce pune locația, dacă mai știi. Nu vede nimeni, a? Cimitirul mare, nu? De la Da, 10? da. Acolo a fost ultima dată șocul ăla. Ce tremur. Fui, ui, a fost. N-ai, nu mai treabă că nu. Deja cred că e pudră ce se criu. Mamă. Dacă nu a făcut cineva înfumarea și a vândut locul. Bă, nu știu, să sperăm că nu. Hai, acolo, asta aici, încă. Fuh. Multe vremuri, mare vremuri. Păi mă, 14 ani trecut de când am plecat eu. Că copilul tău pe Păi, atunci nu l-am văzut. fix cam atât are Sau l-ai fi. ascuns. Nu, Sau l-ai nu, cam ascuns. atâta, cam atât are fi, nu, cam 14. Păi de atât, atunci, ani am lipsit, Atunci era... s-a întâmplat, exact. A, de capul meu. Am zis că un an, că una alta, da. Eu mi-aduc aminte că nu l-am văzut pe fiul tău. Hai încoace. Am uitat pe aici, pe undeva. Băi, băieți, dacă vă uitați la episoadele vechi, știți pe unde ar Aici? veni. Mai în față, mai în față, mai în față. Acolo m-ați ajutat. Atunci am luat și pe aia. Nu știu, că am fost atunci pe insula aia. Am înotat, ne-am pierdut hainele.
O să-ți arăt un videoclip pe telefon. Poate să aduce minte. Dar bă, că ți-ai luat și bluză, ți-ai luat... Deja e ala cumva față de cum ați fost. Pe uniformă, pregătiți băieții. Păi, după am văzut... Și la poliție, acum face treburile legale. Văd că... Aici? Da. Na. Bine, am murit la 49 de ani. Ce să mi zic? A, e. Vii cu vii, morții cu morții. Da. Ce să zic, hai să... Mă rog pentru sufletul pe ăla, că a fost un bun oricum. L-ai cunoscut. Da. Amin. A trecut vreme. N-am mai venit să mai aduc flori. Ai mai fost tu? Sincer, n-am mai fost niciodată cu Sfam Bui. Bine, că poate am făcut grijă popa sau cineva de zona asta. Are. Sunt vreo pari pe aici care lucrează. Nu avem ce face. Hai, te duc înapoi. Mai ții minte stagiu vechi? Mamă. Băieții noi nici măcar la... nici nu știu. Când stăteam acolo la piscină și plecau mașinile spre voi și voi stăteați în partea da, aia, așa. Acolo pe munte. Da. Mă crezi că vine să plâng când mi-aduc aminte, dar mai ai mașina aia 6-6-le sau care l-ai avut? Da, da, da. Am păstrat, aia e de suflet, aia nu o să rămâne niciodată la aia. Păi cu aia ați venit atunci la noi. Cum ne-am speriat dracului. A fost prima noastră investiție. Păi, s-o și meritat oricum. Haide. Ah, multe, multe, foarte multe amintiri. Care o rămâne tot timpul. Dar zona aia de sus, unde v-ați antrenat voi mai de mult, o mai aveți? Normal e muzeu acolo. Acolo s-au întâmplat diferite lucruri. I-au luat niște investitori care au făcut niște chestii legale pe acolo și am renunțat la ea. Da, am înțeles. Da, niciodată nu se știe. Acum am altceva. Dacă vrei pot să te duc la un birou. Mi-am făcut un birou privat mai nou. Ia, hai să văd dacă tot. Hai să văd. Dacă nu te deranjezi. Bine atunci. Cam mai îmbătrânit și tu. Dai seama, eu ca eu, dar să-l vezi pe Radu cât a chelit. Ești curios și de Vas, ești curios. Vasi n-a chelit, dar albit e tot alb în cap. Auzi, dar nea mitică. Mai e printre noi? S-a dus, Dumnezeu să-l ierte. A murit de bătrânețe. Turcu? Turcu este. Mai era un băiat, Robert, parcă? A ales să plece în alt oraș. Da. Asta, eu lăsăm așa. Hai pe aici, că pe aici e mașina. Păi și... Deci numai câțiva, câți ați mai rămas din aia vechi, în afară de tine? 4, 5, 4? 5, 4. Să mi schimbă vremurile. Da. Hai, merge mai repede un pic. Mai stă, bă, moșule! Prima dată mai pus... Să alerg de n-am avut bai. Ai alergat mai repede ca mine pe munte în sus. Ia, fă drept aici. Da, nu băgă de seama contra sensul. Hai să-ți arăt unde mă mai retrag eu din când în când, când vreau să beau un cafea liniște, o cafea liniștit, fără să mă bat draca nimeni. E locul unde mă retrag așa. A, de jumătate aici. Da. Ești conștient că... Apropo, vezi că mi-am cumpărat un GoPro. Și... Normal că îl tot țin la mine. E la piept. Dacă... Aici. Trage aici. Aici? Casa verde. Nu, mai în spate puțin. Mai în spate. Dă-i. Uite aici, bag-o aici. Bun. Și... Nu, poate locul ăsta nu era bun, dacă mă înțelegi, știi? De arătat. Nu, n-am nicio problemă.
Oare mai... Să mai aștept să fie cineva aici sau? Ai de capul meu. Aici este biroul meu, mă retrag aici și dau cafeaua, mă uit la priveliștea de pe geam, uite ce frumos se vede. Mamă, cum... E de la ce se deschide? L-ai prins acolo în țățâie, ești nemun. Da, vezi ce frumos se vede, De te mă. plaja, tot. Deci fii atent, tu vezi ce e aici? Acolo dădeam noi jaufuri, mai știi? Când veneam de acolo cu Da, elicopterele. hai să-ți mai arăt ceva, iar bine, nu băga de seamă că aici e biroul meu și am acte pe el, aia altă. Mai până la urmă tot cu tot firmă de securitate sunteți. Ia, vină cu asta, vezi ceva frumos. Îți arăt unde îmi place mie să-și stau să-mi dau cafea. Înțeles. Aici n-ai pus nimic pe scaune sau... Aia Ia uite aici, tot e ce-mi altă trebuie. treabă. Aici stai frumos, vei fumezi. Fumezi o Ai țigară? priveliște, ai tot ce... Hai, stăm un pic jos. Așa. Cum e? Să vii să faci afacere aici, nu e frumos? Oi, Nu oi. știi că ești retras singur și între palmieri ăștia ți-e foarte Mamă, ce mare. fain arată. Cam ăsta e biroul meu de rezervă. Băi, E frumos frumos. pochet, nici nu trebuie altceva. E, și la plajă acolo, fetițe, câte vrei, a? Nu ia spune, mai platine sub umăr. Poți să mă bazezi pe tine. Bă, dacă vrei un loc de muncă stabil, la mine e cea mai bună variantă. Mai da, dar trebuie să mă îmbrac, trebuie să mai învăț încă o Doar dată că să... trebuie să înțelegi că la mine sunt numai chestii legale. Adică fără mișmașuri, fără socoteli, fără afaceri furate și negre pe acolo, prin oraș. Noi avem și un pact și un contract cu poliția, poliția ne apără pe noi și noi avem grijă de ei. Mai avem și câteva organizații pe care le păzim și orice te-ai vedea ar fi indicat să nu plece informațiile dintr-o direcție în alta. Păi Nu de dăm să mă informații la când... poliție, poliția nu dă, nu ne cere informații despre clienții noștri. Toți sunt clienții noștri pentru noi și avem grijă de ei ca atare. Contractul e contract, respectăm. Da, mă că nu, trebuie să mai cunosc și eu ce și cum să mai poți dai seama că de la fost mafiot să ajung la Probabil că protecție. mai ai și tu ceva relații cu oraș. Dacă nu mai Oi, ai, îți faci. Dar ideea este că trebuie să lucrăm cât mai curat. da, păi așa da. Bă, știi ce ar trebui acum? Un cui, tată. Capă vrem. Ia bagă tu mâna acolo sub scaun și vezi dacă găsești. Să nu că am țigări acum, data viitoare. De mă Aia să fie. înțelegi. Am bine, atunci, dacă pot să mă bazez pe tine. Oricând. Mă bucur atunci că am revenit, știi? Data viitoare poate facem o vizită acolo. Ce, vrei să-mi aduc aminte de trecut? Nu, Acolo numai cu dar... elicopterul mergeam. Trebuie să mergem cu barca mai nou, acolo aveți și De, bărci. de, te, ți-ai pus bărci. Da. Și am un iaht cu vele cam cât ăla de mare, aproape cât ăla de mare. Ai da, bravo. Mergem, bem o șampanie, ne simțim bine. Bravo. Băi, ce am uitat să fac la început? Poate o să pară un pic cam ciudat. Dar sincer, mi-a cam fost dur. Da, sincer și mie. Adică, după o perioadă îndelungată... Nu pot să zic decât bine ai venit în oraș și să sperăm că nu mai pleci aici Da. dacă ți-ai găsit locul aici. Să sperăm că asta o să fie și primul, încă o dată și ultimul, da, definitiv. Amen. Că m-am săturat de mutatul ăsta. Auzi, mă duc eu un pic mai sus, că vreau să văd ceva, să văd priveliștea mai bună. Și apoi ne întâlnim jos, știi? Da, fugi, ne vedem jos. Bine atunci. Revin repede, nu... Băi, beți, noi ne întoarcem pe Puantab după cum am repetat. Pot să vă aștept și pe voi. Ne băgăm pe
împreună cu firma Normalim. Și da. De acum aici o să vedeți aceste episoade. De acum aici se va termina tot. Nimic, nimic altcumva, nimic. Eu v-am pupat, să nu uitați de butonul de like și subscribe. Și te aștept și pe tine pe server, poate facem un roleplay. Să cer și Discord-ul lor, poate veni și în organizație, ne cunoaștem, vorbim, facem roleplay, etc. Vedem. Eu v-am lăsat, o zi frumoasă aveți. Ceau, ceau.